Am învățat foarte multe chestii în portofoliile acestea de investiții, pentru că eu am avut mai multe portofolii. Pe Bursa de Valori București și vreo 2-3 portofolii pe Trading 212. Investițiile au devenit o necesitate în această perioadă, fiind o perioadă de instabilitate financiară, tu trebuie să te gândești foarte bine ce vei face cu banii și ca să poți să-ți atingi independența financiară va trebui să investești. Așa că rămâi până la final să vezi și tu ce portofoliu de investiții am reușit să fac timp de 2 ani de zile de când am reușit să investesc. Investesc de la vârsta de doar 18 ani, în momentul de față am făcut 20, așa că rămâi până la finalul episodului să vezi și tu ce am reușit să acumulez în 2 ani de investiții. Dacă îți place acest episod, nu uita să mă ajut cu un like, un share și subscribe și în același timp nu uita de promoția cea de la Trading 212, în care și tu poți să intri în momentul de față pe linkul din descriere și să-ți creezi un cont și să obții o acțiune gratuită în valoare de până la 100 de euro. În același timp vreau să reamintesc și de grupul nostru de WhatsApp total gratuit în care poți să intri și vom avea mult mai multe discuții despre investiții și despre oportunități. Te aștept pe WhatsApp să schimbăm niște idei. Până atunci, hai să începem episodul, fiind un episod foarte special pentru mine, pentru că am reușit să fac 2 ani de zile de când investesc pe bursă. Portofoliul meu de investiții a ajuns în momentul de față la suma de 35.316 RON, cu o rentabilitate de 4.755 de RON, o rentabilitate în scădere față de acum câteva zile când era 5.300, dar asta nu este nicio problemă pentru că, după cum prea bine știți, noi investim pe termen lung pe bursă, tocmai de asta instabilitatea aceasta pe termen scurt nu prea ne interesează. Scăderile și creșterile pe termen scurt o să ne ajute să facem niște gain-uri destul de interesante, dar în momentul de față ne bazăm pe investițiile pe termen lung. Într-adevăr, portofoliul meu de investiții a fost destul de volatil în ultima perioadă, dacă o să dăm pe un an de zile ca să vedem și noi evoluția portofoliului de investiții, vedem că am început de la 14.291 de lei și am reușit să ajungem la suma de 35.000 de lei, deci într-un an de zile am reușit să aducem o contribuție destul de interesantă și plus rentabilitatea pe care am reușit să o avem de 20.000 de RON. De la 14.000 până la 35.000 de lei ar veni undeva la 21.000 de lei, dar pentru că în acest episod nu vorbim doar despre valoarea portofoliului de investiții și vorbim despre companiile pe care le avem și în același timp experiențele pe care am reușit să le avem cu fiecare companie și cu ce companie am mai avut în portofoliul de investiții. 2 ani de zile de când investesc a fost o perioadă destul de interesantă, cu multe suișuri și coborâșuri. Dacă o să dăm pe maxim pentru a putea vedea tot graficul, vedem că graficul a luat-o în sus. Nu a luat-o în jos, a luat-o în sus. Asta este foarte bine. De-a lungul timpului, istoric vorbind, S&P 500 a adus gain-uri de măcar 10% pe an, cu un randament anualizat de 10%. Portofoliul meu de investiții în 2 ani de zile are 15,55%, cu toate că în ultima perioadă S&P 500 a crescut foarte mult, chiar cu 30-40% în ultimii, nu știu, un an, 2 de zile, cam ceva de genul. 35.000 de lei, acești bani pe care eu am în momentul de față în portofoliu de investiții, nu sunt toți banii mei investiți. Nici rentabilitatea de 4.749 de lei nu este rentabilitatea totală, pentru că eu în acest portofoliu de investiții, pe lângă faptul că am 4.749 de lei profit, dacă o să dăm pe aceste 3 liniuțe și știu că te interesează, mai am din câștigurile pentru împrumuturi de acțiuni 63,18 RON, plus pe care eu deja le-am luat și le-am depus înapoi în alte acțiuni, mai avem pentru dobândă pentru banii depuși 2,61 de lei, la fel destul de interesant și mă bucur foarte mult că am reușit să cumpăr acțiuni și să primesc dobândă pentru ei și am investit bani și am reușit să primesc și dobândă pentru banii respectivi. Și pentru că foarte multă lume nu știe deja sau cred că dacă ești nou pe canal nu știi deja, am primit o sumă de dividende destul de interesantă în 2 ani de zile de 1933 de lei. Această sumă a reușit să producă mult mai mult efect compus decât trebuia. Ei bine, această sumă de 1993 de lei a fost investită și dacă este să facem un scurt calcul matematic, ca să vezi și tu cam ce randament mi-a adus mie într-un fel portofoliu de investiții atâta timp, o să adăugăm în felul următor, pentru că domnul calculator este aici să ne ajute. 1933 plus 44, intrăm înapoi pe trade din 212 și o să dăm pe portofoliu plus 4747, dacă nu mă înșel, nu? Plus 4744, așa că e același lucru. 6.700 de lei aproximativ, am reușit să fac eu randament din acest portofoliu de investiții. Ei bine, asta nu este tot, pentru că eu am reușit să adaug în portofoliul acesta de investiții doar suma de 24.000 de lei. Însemnând că eu am ajuns la un randament mult mai mare pentru că am reușit să mai investesc bani pe care tu încă nu știi. Într-adevăr, eu am investit pe portofoliul ăsta de investiții în fiecare lună. Consistența pe care am reușit și disciplina pe care am avut-o și încă o am și de care încă reușesc să dau dovadă în aceste luni grele, mi-aduce gain-uri foarte frumoase. 100 de euro în fiecare lună investiți, dacă ai reușit și tu să faci chestia asta, înseamnă că ai ajuns la o disciplină la fel de mare ca a mea. Ei bine, eu investez de doar 2 ani de zile pe bursă și am învățat niște chestii destul de interesante. Dar până a reușit noi să prezentăm aceste chestii destul de interesante, domnul calculator îi facem papa și o să trebuiască să vedem și noi ce companii dețin în portofoliul de investiții. Între timp voi discuta și despre învățăturile pe care eu am reușit să le iau în parcursul acestei perioade. Alocarea activelor. Trading 212 a adus și un nou update, vreau să-ți precizez și acest nou update, care prezintă într-un fel
era alocarea activelor și cam care este creșterea lor în ultima săptămână sau în ultima zi de tranzacționare, da? În acest portofoliu de investiții, la fel cum prezintă și TradingView, îmi arată fiecare companie cu un pătrățel, depinde de deținerea lui și cât de mare este, da? Adică Realty Income fiind cea mai mare companie din portofoliul meu de investiții, are cel mai mare pătrățel. După aia vine un dreptun la Main Street Capital, care este fix lângă Realty Income, care este aproximativ jumătate sau, mă rog, un sfert, ceva de genul pe acolo, OMV, British American Tobacco și mult mai multe companii. O să dăm pe mai multe detalii, pentru că aici ne interesează noi să stăm în acest episod, pentru că vrem să vedem toate activele pe care le dețin în portofoliul meu de investiții. Dacă ai stat de-a lungul canalului și nu ești nou pe canalul de investiții și ai reușit, mulțumesc lui Dumnezeu, să vezi câte companii aveam înainte, aveam undeva la 57 de companii. Am mai redus din ele și deținerile din ele și avem în momentul de față 31 de active, însemnând 31 de companii. Portofoliul de investiții, dacă este să o luăm în felul următor, are 35.000 de lei, total active de 31.000 de lei, dacă ar fi să împărțim, ar veni undeva la 1.100 de lei, 1.070 de lei, ceva de genul, pentru fiecare companie în parte. Dar împărțirea mea nu a fost în felul următor și pentru că îmi doresc să vezi și ce sume reușesc să adun, o să-l mut pe acest minunat băiețaș în partea stângă pentru a putea vedea și tu ce sume am pe fiecare companie și ce randamente am reușit să fac. Prima companie ca și deținere în portofoliul meu de investiții este chiar Realty Income, care ocupă 32,81% din valoarea portofoliului de investiții. O valoare destul de mare de 11.579 de lei, cu o rentabilitate de 11,86%, această rentabilitate fiind reprezentată de un câștig de 1.228 de RON. Urmată de Main Street Capital, la fel, cu 5.100 de lei, am reușit să produc 1.149 de lei, adică 29% din suma investită. În momentul de față, dacă reușiți să vă uitați, Main Street Capital este un pic sub Realty Income, cu toate că în Realty Income am investit 2000 de euro și Main Street Capital am investit doar jumătate 1000 de euro. Main Street Capital mi-a adus mult mai multe gain-uri decât Realty Income, ținând cont suma investită. Main Street Capital, pe lângă faptul că mi-a adus 1150 de lei ca și rentabilitate în portofoliul de investiții, o investiție și cu un randament nerealizat, și o să vedeți imediat ce înseamnă un randament nerealizat, rezultatul nerealizat. Haideți să citim un pic ca să vedem un pic ce înseamnă. Profitul este și pierderea potențială a investițiilor tale curente, arătând ce ai putea câștiga sau pierde dacă le-ai vinde acum. Eu nu am vândut nimic în momentul de față, tocmai de asta eu în momentul de față am un profit nerealizat pe Main Street Capital de 1150 de RON. Un profit destul de bunicel, ținând cont că pe Realty Income am același profit cu 100 de lei în plus, dar am investit aproape dublu. Urmând British American Tobacco și ținând cont că British American Tobacco, Main Street Capital și Realty Income, pe lângă acest randament de peste 10%, mi-au adus și dividende destul de atractive. British American Tobacco, care mi-a adus un randament de 10,34%, cu 3167 de RON valorând acțiunile mele în momentul de față, cu o deținere de 10% în portofoliul meu de investiții. Aceasta a fost și compania la care m-am gândit, tocmai de asta British American Tobacco este un plătitor de dividende extrem de bun și tocmai pe asta mă bazez. Dacă prea bine știi, portofoliul meu de investiții este alcătuit din companii care oferă dividende imense, cât și companii de growth. O să ajungem imediat și la companiile de growth, cu toate că acele companii sunt un pic mai mici ca dețineri ca aceste companii, dar sunt și ele prezente în portofoliul meu de investiții. Trecând la OMV, 7,62% din portofoliul meu de investiții, o companie care în momentul de față este pe minus, încă o prezint ca și oportunitate, tocmai de asta în acești 2 ani de zile mi-am dat seama că OMV AG este o oportunitate, cât și prețul ei în momentul de față undervalue față de valoarea intrinsecă de 88 de euro. Investește și tu în OMV, faci un pic calcule și vezi tu ce oportunitate îți mai prezintă în acest episod. Urmând AT&T, o altă oportunitate pe care și un om din comunitatea noastră ne-a spus să o discutăm în acest episod, e bine, AT&T cu 5,67% ca și valoare din portofoliul meu de investiții, are o rentabilitate de plus 30%, aproximativ 30% din valoarea pe care am reușit să o investesc, adică 454 de lei, eu am o rentabilitate pe plus, un profit nerealizat în care în momentul de față acțiunile valorează 2001 lei. Trecem la Esteling Realty, Starbucks și LTC Properties, care se învăr la 4,95%, la 2,43% și la 2,32%. Cea mai bună companie cu cea mai bună randament pe care am reușit să-l obțin pe bursă este Esteling Realty, care am investit undeva la 3,400 de lei, nu, 500 de lei, cam ceva genul, 5-6 de lei și am reușit să-l aduc în momentul de față la 1747 de lei, ceea ce este cea mai bună și cea mai mare randament din portofoliul meu de investiții. Dacă îți aduci aminte când am cumpărat această companie Esteling Realty, o să poți să vezi că am cumpărat-o la 21 de dolari și în momentul de față este 76 de dolari o acțiune pentru această companie. Cu toate acestea, ce am învățat din această experiență este că atunci când piețele scad și când companiile sunt la un preț foarte atractiv și crezi că pe viitor vor crește, mai ales dacă oferă dividende, cum oferă și această companie dividende de 16%, 12%, urmând
7-8% și acum fiind 4-5%. Aceste companii sunt blue chip-uri, cum le văd eu, și tocmai de asta ne-am acumulat, având acum și o rentabilitate, după cum puteți observați, de 183%. Starbucks cu o rentabilitate de 25,66%, urmată de 819 lei investiți în LTC's Properties cu o rentabilitate de 10,68%. Urmând să trecem prin Intel, Vici Properties și Altria, trei companii în momentul de față în portofoliul meu de investiții pe care putem spune că avem peste 10%, în afară de Intel, în care în momentul de față este foarte scăzută prețul per acțiune și cred că această companie va fi noul ASL Green Real de la mine din portofoliu, pentru că Intel are în momentul de față niște probleme financiare într-adevăr și cu chipurile, pentru că au început să aibă niște erori destul de interesante cu chipurile lor și tocmai de asta vânzările au reușit să scadă. Intel este un competitor cu Nvidia, dar Nvidia este oricum mult mai sus în momentul de față ca Intel, ca și market cap și în același timp ca și revenue. Vici Properties cu 13,10% și Altria cu 13,86%, două companii din portofoliul meu de investiții care la fel oferă dividende, nu lunare, într-adevăr mi se pare că trimestriale. Altria și cu Vici Properties oferă randamente atractive în momentul de față. Trecând la Verizon Communication, o altă companie de comunicare cum este și AT&T, această companie a scăzut cu 10% în ultima săptămână, dar nu este nicio problemă pentru că în continuare avem 10,20% ca și rentabilitate. Până acum portofoliul meu de investiții a fost cuprins între companii care oferă dividende foarte mari și în același timp dividend kings, cum putem spune, și aristocrat, și urmează și companii care o să ofere dividend growth și în același timp companii care oferă price target-uri foarte mari. Agri Realty, Petroleo Brasileiro și United Parcel Service, trei companii în continuare din portofoliul meu de investiții în care doar două dintre ele mi-au adus profit, cum ar fi Agri Realty și United Parcel Service. Petroleo Brasileiro cu 574 de lei, am făcut un minus 36 de lei și Agri Realty cu 534 de lei, cam aproape acea sumă, am făcut un plus 118 lei. Această companie oferă și dividend lunare, deci mi-a reușit într-un fel acest portofoliu să-mi ducă mult mai sus această companie. United Parcel Service, o oportunitate pe care o am prezentat acum câteva zile și a reușit să crească cu 8% într-o singură zi de tranzacționare, la fel cum s-a prezentat și Starbucks, din cauza faptului că prețul per acțiune este foarte jos, urmează să aibă un pump extrem de agresiv. United Parcel Service a avut acest pump și tocmai de asta avem plus 5,12% ca și rentabilitate pe acest portofoliu cu această companie. Ares Capital cu 1,27% din valoarea portofoliului meu de investiții, Rio Tinto cu 1,26% și Pembina Pipeline cu 1,11%. Aceste trei companii sunt toate pe plus, una este cu 18,32%, adică plus 69 de lei, Rio Tinto este cu 3,53 de lei pe plus, extrem de puțin în momentul de față, dar este foarte volatil în ultima perioadă. Această companie a crescut și a și scăzut, nu am vândut-o, vreau să acumulez pe termen lung, tocmai de asta nu are rost să marchez profit de 3 lei când eu o să reinvestesc înapoi acei bănuți și nu are rost să o vând pentru că voi reuși să-i bag înapoi bănuții, da? Pembina Pipeline cu 393 de lei am făcut un profit de 30%, la fel o companie extrem de bună din portofoliul de investiții care oferă dividende trimestriale, o companie într-adevăr din Canada, nu este din America ca și celelalte companii, sau din Europa cum v-am obișnuit. Alte trei companii, Apple, Walt Disney și Airbus, 304 lei investiție în Apple în momentul de față cu un plus de 30 de lei, ca și o rentabilitate de 11,16%, Walt Disney cu 268 de lei, adică o rentabilitate de 3,75%, adică 9,71 de lei, o deținere oricum foarte mică în portofoliul de investiții, pentru că această companie mă bazez ca și oportunitate ca în viitorul apropiat să crească prețul per acțiune. Airbus la fel, 260 de lei, adică un plus de 6 lei, m-a ajutat să-mi aduc această companie, adică un 2,35% din suma investită. Mergând mai jos și trecând la companiile care încep să fie destul de pierzătoare în portofoliul meu de investiții, deci cu toate că aceste companii pe care ți le-am prezentat au fost toate pe plus și au adus randamente, trecem și la partea roșie a portofoliului de investiții. Dacă ai rămas până aici, nu uita să-mi lași un like și un comentariu. Acești 2 ani de investiții au produs mult mai multe gain-uri decât crezi tu, dar la fel cum poți să vezi aici și pierdere. Pierdere 35%, pierdere 15%, de 51% la Medical Properties Trust, rămâne până la final pentru că îl voi discuta. DAG Industrial cu 7,97% ca o rentabilitate pe plus, Pfizer cu minus 22%, deja începem să fie niște scăderi destul de tăioase, Armor Residential REIT cu minus 35%, Johnson & Johnson cu minus 4,48%, urmată de Vodafone minus 15,39%, Medical Properties Trust, o companie din portofoliu de investiții care a reușit să crească absolut deloc, pentru că mi-a produs o pierdere destul de nasoală de minus 69 de lei, cât cred că 69 de lei, mă rog, minus 59,77%, o pierdere extrem de mare. În același timp, 69 de lei nu este o sumă neapărat mare, chiar dacă am zis că pierderea e mare. Pierderea este mare vorbind în procente de 51%, deci dacă reușeam să pun 1000 de euro, în momentul de față mai aveam doar 490 de euro pe această companie. Nike, la fel, în portofoliu de investiții știți că a scăzut, pentru că această companie este undervalued în momentul de față și a avut niște știri bearish, prețul per acțiune s-a dus destul de jos și mai avem doar 37,81 de lei, adică minus 7,44%. Urmată de NIO cu minus 44%, o companie pe care am acumulat-o la prețuri neaccesibile în momentul respectiv, toate că eu am
văzut o oportunitate în NIO în acel moment, am zis că nu, trebuie să investesc în ea, am investit în ea, am pierdut bănuții, mă rog, este o pierdere nerealizată, tocmai de asta nu mă complic foarte tare. PayPal și PepsiCo, ultimele două companii din portofoliul meu de investiții, sper că nu am ratat nicio companie. Aceste două companii au fost luate doar ca să pot să le vizualizez în portofoliul de investiții. Nu am mai investit niciun ban în ele, probabil că nu o să ajungă înapoi pe plus, o să le vând pentru că nu sunt fiabile pentru portofoliul meu de investiții. Acum, hai să trecem pe Alex în cealaltă parte și să vedem noi cu adevărat ce înseamnă aceste companii în portofoliul de investiții. Deci, cu toate că în portofoliul meu de investiții, dacă ți-ai putut da seama, am companii care oferă dividende și chiar dividend yield-uri destul de atractive, companiile mai sunt și de creștere. Am ajuns cu ele la creșteri imense, cu toate că S&P 500 în ultima perioadă a făcut și 35-40%, chiar și 45% în ultimii 2 ani. Ei bine, creșterea pe care a avut-o S&P 500 nu este fiabilă, nu este sănătoasă, pentru că în momentul de față s-au printat foarte mulți bani, acei bănuți care au intrat în S&P 500 nu știm de unde au apărut. Guvernul american a printat mult mai mulți bani și așa au ajuns înapoi în S&P 500. Acum, inflația are un rol foarte important în portofoliul de investiții. Cu toate că moneda noastră leu scade comparativ cu celelalte, putem profita de impactul FX atunci când vom schimba acțiunile. Și acum, am învățat foarte multe chestii în portofoliile acestea de investiții, pentru că am avut mai multe portofolii pe Bursa de Valori București și vreo 2-3 portofolii pe Trading 2. Dar asta nu este tot. Învățăturile pe care am reușit să le fac de-a lungul timpului sunt foarte importante. Am învățat să fiu consistent, am învățat să investesc pe bursă cu capul și nu cu emoțiile, adică atunci când scădeau companiile să nu le vând pentru că îmi era frică într-adevăr că vor scădea și nu voi mai recupera banii respectivi, dar am păstrat banii acolo și am păstrat compania în portofoliu și așa am ajuns cu ESL Green Realty la 183% ca și randament. Aceste companii cu randamente imense în portofoliul meu de investiții au fost pentru că am avut încredere în ele. Am avut încredere că vor crește pe termen lung și tocmai de asta am investit în ele. E bine, învățăturile pe care le-am avut în acești 2 ani de zile, o să vreau să fac un episod separat cu ele. Eu am vrut să-ți prezint un portofoliu de investiții a unui investitor începător încă, pentru că după 2 ani de zile nu mă pot considera un investitor profesionist, încă nu știu foarte multe chestii de pe bursă, încă nu știu să analizez anumite rapoarte pe care companiile le au, încă nu am timp să fac chestiile astea. Acest canal de YouTube este ca și un hobby pentru mine și este un jurnal, tocmai de asta trebuie să le iei ca și atare. Eu îți prezint pe YouTube în momentul de față aceste companii și aceste oportunități pentru a putea să te dezvolți la fel cum am dezvoltat și eu în trecut. Am căutat oportunitățile și ți le-am prezentat. Dacă vrei să le vezi, te invit pe celălalt episod, o să ai un episod sus în care voi prezenta altă oportunitate. Îți mulțumesc foarte mult de vizualizare, investitorule. Eu mă duc pentru că am niște treabă. Ne vom auzi în episoadele următoare. Ciao, ciao!